Haideți să deschidem la Marcul la capitolul 10 și să citim de la versetul 17 și până la 22, Marcu 10 cu 17. Cuvântul domnului vorbește despre tânărul bogat așa știm noi. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, Bunule învățător, ce să fac? Să moștenesc viața veșnică. Pentru ce mă numești bun, i-a zis Isus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Isus a uitat la el, l-a iubit și i-a zis, îți mai lipsește un singur lucru. Nu te devinde tot ce ai de la sărat și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Măhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Textul acesta pe care îl propun în fața voastră este doar orientativ, pentru că vreau să vorbesc despre trei cazuri din Scriptură. De oameni care au fost aproape creștini, aproape creștini. N-au fost creștini, au fost aproape creștini. Și mă tem că, în dreptul unora dintre, în special dintre cei tineri, acest cuvânt aproape creștin poate să aibă o încărcătură de adevăr, de realitate destul de mare. Eram copil și mi-a căzut în mână o carte semnată de Spurgeon. Cartea asta, să știți că m-a marcat, mi-a marcat viața. Înaintea porții era titlul ei, numele ei. Și când am citit-o, fraților și surori, mi-a ridicat mari semne de întrebare. Pentru că autorul vorbea dintr-o durere a lui personală, a văzut în viața lui, în slujirea lui, mulți tineri care au ajuns până la poarta strâmtă, până la poarta cerului și s-au întors înapoi de acolo. Și în durerea lui a scris acele pagini care pe mine m-au răscolit, vă spun foarte sincer, și chiar m-au pus pe genunchi, pentru că eu m-am văzut. Un copil adus de la grădiniță, de când eram la grădiniță, eram adus la casa Domnului. Bineînțeles, n-am gustat așa cum au gustat alții lumea, dar mă vedeam totuși un copil care, deși a ascultat cântări, a ascultat predice, a cântat cântări, a cântat în cor și am avut multe activități, mergeam chiar în misiune, eram totuși în afara împărăției lui Dumnezeu, eram în fața porții, eram un aproape creștin, nu eram creștin cu adevărat. Și în momentele acelea Domnul m-a cercetat, m-am pus pe genunchi și am început să mărturisesc viața mea înaintea lui Dumnezeu. Biblia oferă câteva exemple de aproape creștini. Primul dintre aceste exemple pe care vreau să îl aduc în fața voastră este acest tânăr, așa îl numește Biblia, tânăr. Un om care trăia în imperiul lui Avia, a avea, a avea. Și omul acesta, dacă ne uităm cu mare atenție, avea și nu avea. Avea porunci, le-a păzit, ca așa a zis în versetul 19, dar totuși una n-a păzit-o, să știți. Dintre cele 10 porunci, dacă vom citi prima poruncă, aia a încălcat-o. Pentru că el nu-l avea pe Dumnezeu ca domn și Dumnezeu personal, ci bogăția, mamona. Avea alt Dumnezeu și acolo scrie să nu ai alt Dumnezeu afară de mine. Și el avea. Dar celelalte porunci, din punct de vedere practic, și-a respectat părinții, n-a ucis, n-a furat, n-a făcut o mărturisire mincinoasă, era un om corect, a fost deosebit, extraordinar. Și omul acesta vine până în fața porții de cleștar, de mărgăritar a porții cerurilor, a împărăției cerurilor, vine până în fața lui Hristos pentru că el a spus, eu sunt ușa. Și totuși pleacă în altă parte și nu intră prin ușă ca să fie mântuit. Foarte ciudat, foarte ciudat. Era bogat și în același timp era sărac, putem să-l numim așa, tânărul bogat, sărac bogat în porunci, spuneam șase porunci, le avea, una nu avea. Era bogat în avuții, avea multe avuții, spune Biblia aici, versetul 22, dar era lipsit în comoara cerului. În Isus Hristos, despre care Apostolul Pavel va spune mai târziu, în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei lui Dumnezeu. Un om bogat, sărac, era bogat în încredere, atenție, se încredea în ceva, dar era sărac în credința adevărată. Se încredea în avuții și nu credea în Dumnezeu ca să l zbăvească de iubirea asta de bani. Că până la urmă noi e rău să ai bani, să știți. Avram, Iov, alții, alții, alții din Scriptură și din istoria creștinismului au fost oameni bogați. Dar nu și-au lipit inima de bogăție. De aceea Dumnezeu i-a spus lui Avram, du-ți copilul pe muntele Moria, că dacă Avram ar fi avut inima legată de avuție, îi spunea altceva, vin de tot și de la săraci, așa i-ar fi spus Dumnezeu, ca și la omul acesta. Dar Avram avea inima legată, lipită de altceva, era copilul lui acolo. Ei, îl avem înaintea noastră pe acest tânăr, bogat, sărac. Și ne uităm... Și haideți să extragem câteva lucruri din viața lui. Câteva lucruri. Și anume, primul lucru spune, tocmai când era să pornească la drum, cine? Hristos Domnul. A alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat, bunul învățător, ce să fac să moștenez viața veșnică? Vedeți, îl privim pe acest om, bogat sărac spuneam, acest om aproape mântuit, aproape creștin să zicem așa, într-o ipostază de închinare potrivită, deosebită. Era un închinător. Știa că în fața lui Hristos trebuie să alergi, trebuie să îngenunchezi, trebuie să te arunci cu fața la pământ, trebuie să comunici. Tânărul ăsta știa să se roage, se ruga, vorbea cu Hristos și totuși era aproape creștin. Foarte ciudat tânărul acesta cunoștea, avea și o doză de cunoaștere pe lângă partea lui de închinător, că știa cum să se închine știa Biblia, știa poruncile și Domnul se uită la el și spune, cunoști poruncile Domnul știa că el știe și Domnul i-a enumerat aceste porunci și imediat el a zis, învățătorule, le și știu dar le-am și practicat încă din tinerețea mea să știi, Doamne, deci nu era chiar tânăr, Cornilescu a scris subtitlul acesta tânărul bogat, dacă din tinerețea lui sau poate din copilăria lui, oricum era puțin peste tinerețe omul acesta. Dar, pe lângă închinarea aceasta pe care el o demonstrează, vine cunoașterea, cunoaște Scriptura, cunoaște Vechiul Testament, cunoaște poruncile, și apoi vine perseverența, zice din tinerețea mea, le-am păzit, le-am păzit, le-am păzit, le-am păzit și totuși aproape mântuit, aproape creștin. Acum gândiți vă dumneavoastră să mă gândesc și eu. Să l văd pe un om că vine la biserică și e pios, și știe cum să se roage și știe cum să cânte, acela eram eu, acela eram eu. Mă rugam, cântam, eram încor Mă duceam în misiune, știam Vechiul Testament, Sora Minerva ne-a învățat foarte bine. Domnul să odihnească în pace. Și Domnul să-i binecuvinteze neamurile ei, să se întoarcă la Domnul, cei care trebuie să se întoarcă. Dar ne-a învățat să știți, Sora Minerva a fost o femeie deosebită. După ce a venit Lili cu Gabi și cu celelalte, Domnul să le binecuvinteze. Dar am învățat și știam poruncile și totuși eram un aproape mântuit, aproape creștin. E posibil lucrul acesta? Uite că este posibil. Și vine Domnul și îmi zice. Poți să te închini, poți să cunoști, poți să perseverezi, dar tu trebuie neapărat să-L cunoști pe Iisus Hristos Domnul. Trebuie să intri pe poartă, să treci dincolo. Dacă ai inima lipită de orice altceva, că până la urmă asta este esența idolatriei și definiția idolatriei, să n-am pe nimeni în afară de Dumnezeu de care să-mi fie alipită inima, că acela e idol. Orice nu este Dumnezeu și iubesc este idol și atunci Dumnezeu vrea să-L înlăture din viața mea. Știți ce m-am mirat? Eram odată în misiune și m-am dus la o răștie, l-am iubit mult pe fratele Moise Lucaci și am fost odată invitați acolo, am mers la o seară de rugăciune, era și el atunci și culmea domnule, găsesc alături de mine pe bancă, pe un bătrânel, care cânta, măi, așa cânta cântările pe de le știa. Așa cânta cu toată inima. Citeau frații la amvon versete, el imediat o lua înaintea lor și recita și spunea pe din afară, știau o mulțime de versete. Și așa mi-a fost de drag și m-am întors la un moment dat spre el și am zis, Domnul, bine binecuvinteze, ești de mult la pocăință. Zice, Domnule drag, eu nu sunt botezat de 15 ani vin la biserica asta și zice, nu pot să mă hotără să mă împac cu Dumnezeu. Vedeți? Un aproape mântuit, un aproape creștin, l-am compătimit și am zis, o să mă rog pentru dumneata. Nu știu care e situația lui astăzi, dacă mai trăiește, dacă s-a pocăit, dar uite, am întâlnit un om de genul acesta și revin la noi. Botez în apă, credință, Naștere din nou, botez cu Duhul Sfânt. Toate lucrurile acestea ar trebui să existe ca realitate în viața noastră, ca să putem să fim siguri că suntem mântuiți, fraților. Și Domnul să ne ajute. Nu trebuie să rămânem la prima mie de coți. M-am dus și m-am botezat în apă. Foarte frumos, a fost o sărbătoare deosebită. Și să știți că rememorez. Zilele acelea, aici în birou, era fratele Cia cu fratele Ghițu și ne-au luat la mărturisire și m-am dus tremurând, așa tremuram ca varga. Ce o să mă întrebe? Și s-au uitat la mine și m-au întrebat ce o să cu ce te confrunți? Uite cu asta, cu asta, cu asta, ne rugăm pentru tine. S-au rugat și au zis, bun, ai fost sincer, domnul cred că te a ajutat, te va ajuta, poftim, du-te. Și mi-au dat undă verde și m-am botezat. După ce m-am botezat, am simțit că am intrat în patrimoniu cuiva și că aparțin lui Dumnezeu. Și m-am bucurat de lucrul acesta, dar n-a ajuns, n-a fost de ajuns. A trebuit, fraților și surori, să stăruiesc, să mă boteze Domnul cu Duhul Sfânt. Și în timp ce stăruiam să mă boteze Domnul cu Duhul Sfânt, s-a produs iarăși ceva în mine. Că Eram la fratele Andruș acasă, dar nu acolo m-a botezat Domnul, aici la subsol, eram la fratele Andruș acasă și în timpul nerugăciuni l-am văzut pe Hristos Domnul pe cruce, întins și suferea pentru mine și a murit pentru mine și vedeam rănile lui și știam că e pentru mine și în momentul acela am simțit cum o greutate uriașă din interiorul meu a dispărut undeva și îmi venea să sar, cum scrie în Maleahii, ca vițelul care iese din graș primăvara și eram de bucuros, de fericit, s-a fă... întâmplat ceva în mine, Hristos era real, Dumnezeu era real, iertarea era reală, sângele lui Hristos era real, știam asta, putea să vină oricât oameni să-mi spună, o de mii de oameni, mă, nu e adevărat, creștinismul nu există, credința nu e Adevărat, mântuirea nu e reală. Eu le spuneam: Nu e adevărat. Eu l-am simțit pe Isus, mi-a iertat păcatele, a murit pentru mine și eu sunt mântuit. Eram sigur de lucrul acesta. Plus că a venit Domnul, și după aceea m-a sigilat cu Duhul Sfânt. Fraților și surori, Domnul să cerceteze tinerii noștri și pe cei care sunt aproape, aproape. Pentru că știți care era problema. Și în conștiința mea, cartea aia pe care am citit-o carte bună, a intrat cu fierul roșu, Duhul Sfânt și a început să mă cerceteze pentru că știți care era. Gândul meu atunci, dacă vine domnul la noapte, și eu nu eram botezat în apă, și atunci mă luptam cu gândurile, mă botez, nu mă botez, mă botez nu mă botez. Dacă vine domnul la noapte și tu nu te-ai botezat, și Biblia spune că cine crede și se botează, va fi mântuit, Tu crezi, cred. De ce nu te botez? Nu știu, nu știu și nu m-am botezat, că nu știu de ce eram așa blocat, în împietrit. Și venea cartea și Duhul Sfânt prin cartea asta și îmi spunea Duhul Sfânt, dacă vine Domnul la noapte, tu te duci în iad. Și știți cum mă rugam? Doamne, te rog frumos, nu veni nici mâine, nici vin vină după botezul meu, nu cumva să ajung în iad. Asta era rugăciunea mea. Și mă rugam pentru că eram un aproape mântuit. Eram ca și tânărul acesta. Domnul să se îndure de tinerii noștri. Și Domnul să-i mântuiască pe cei pe care îi are în planul lui de mântuire. Da, eu cred că pe toți îi are în plan. Domnul să îi ajute pe toți să se pocăiască. Mă uit aici și să știți că am niște notițe de la un puritan, să știți că puritanii în secolul XVII au fost niște oameni foarte serioși și ei vorbesc despre ce înseamnă să ai alt idol, alt lucru în afară de Dumnezeu. Și este aici așa ca un chestionar și spune așa, dacă un lucru ți-e simpatic și nu accepti mustrare pentru el, înseamnă că îi problemă nu ai chiar un singur Dumnezeu, ce ai mai mult atunci ai idoli. Nu ți este îngăduit, îi spunea lui Rod, Ioan în predica lui, să ții pe nevasta fratelui tău, aproape lui tău. Și el n-a suportat lucrul acesta și pur și simplu n-a acceptat mustrarea. Și când eu nu accept, mă mustră poate mama, poate tata, vă copile, tu ești cam mult cu telefonul, cu așa. S-ar putea telefonul ăla să fie un idol, să știți. Telefonul nu e rău, cum nici cuțitul nu-i rău. Dacă cu un cuțit tai pâine, cu telefonul poți să-ți câștigi existența, poți să vorbești la el, dar nu să faci din el un idol. Doi, Vedeți? Din... Și chiar actuale, să știți, chiar dacă au fost scrise prin 1700, 1600 și. 2. Dacă te gândești mereu la el, este idol. Mereu, 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 mereu. Mereu te gândești la el. Și atunci, imediat, poate să devină idol. Poți să sp... gândește-te, uite, în ultimele 24 de ore, unde ți-au. Alunecat mintea cel mai mult. Eu vă zic, atunci, pe vremea mea, prin 97-98, mi-a luat orgă. Atunci cântam și mi-a luat orgă. Mă tot ziua și toată noaptea eram cu orgă. Când Cântam ziua, când cântam noaptea, când mergeam la școală mă gândeam la orgă, înainte am avut altele cu cărțile și citeam pe sub bancă și odată m-a prins doamna Mază recitind la ora de uh, literatura română, nici n-am auzit-o că a venit la mine, că eram cu Dartanian și cu uh, Alexandre Dumas și cu nu știu cine. Vedeți? Asta mi-a fost idol. Și când am fost aici să primez botezul cu Duhul Sfânt, am mai avut un lanț peste mine. Și a mărturisit de față cu toți fraților, iubesc cărțile, pentru mine sunt drog. Tremuram, vă dați seama, tremuram. Trecea o noapte și nu-mi dădeam seama. Și ăsta era un idol pentru mine. Și o trebuit când am mărturisit lucrul ăsta, am simțit că ceva din mine s-a rupt ca un lanț puternic. Și Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt în seara aceea. Dar mă uit, mă uit aici ce spuneau puritanii, nu accept mustrare, înseamnă că e idol. Mă gândesc mereu la un lucru, înseamnă că e idol. Are cea mai mare putere asupra ta, este idol, tânărul bogat cu lăcomia. 4. Îl apăr cu tot focul meu, înseamnă că e un idol. Bine faci tu că te mâni, bine fac până la moarte. Își apăra mânia, era eu lui, era idolul lui, eu lui. Să știți, la Iona. 5 dacă te tulbură cel mai mult conștiința la un moment dat în legătură cu acel lucru, să știi că e idol. Da, am fost vinovați față de fratele nostru, mai țineți minte cum ne ruga să nu-l dăm, să nu-l vindem și noi l-am vândut. Uite ce am făcut noi pentru el, de ce? Eul nostru a vrut să se răzbune, eul era idol. 6. Dacă nu poți să renunți la el iarăși un idol. Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și acum mi-l luat și pe ăsta. O cetate are multe turnuri, multe ziduri, dar este un singur turn în mijlocul cetății unde stă regele. Regele poate să dea multe turnuri și zidurile, dacă e cazul, să le dea, să le predea în mâna dușmanului, dar dacă vine dușmanul și preia turnul din centru, a luat cetatea, până ăla nu cade, cetatea nu e a dușmanului, așa e și cu sufletul nostru. Poți să-l dau dacă vrei, dacă vrei pe Ruben, să-l dai pe Levi, să-l dai pe Iuda, să-l dai pe oricare, dar pe Benjamin nu, ăsta e turnul cel mai tare din inima mea, e iubirea mea cea mai mare din, din viața mea și pe ăsta nu-l pot da. Și atunci zice Domnul, nu-i bine, nu-i bine. Dacă tu nu poți să renunți la el, înseamnă că este idol. Acestea au fost câteva jaloane pe care le-au trasat oamenii aceștia, oameni serioși și mă uit la tânărul bogat, revin la el, imperiul lui a avea. Un aproape mântuit, un aproape creștin, se închina, persevera omul acesta, cunoștea, dar nu era încă mântuit. Și vă dați seama, spune aici: măhnit de aceste cuvinte pe care Domnul le-a spus, a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. S-a lipit cu inima de ele și a rămas cu ele. Haideți să ne uităm puțin în Marcu, în capitolul 12, și să vedem un alt exemplu de om aproape aproape creștin, aproape mântuit, să spunem așa. Marcu 12 cu 28, acesta era în alt imperiu, pentru că vedeți bogăția până la urmă poate să fie și în intelect, în imperiul lui a vorbi, a spune. De la versetul 28 în jos, avem aici exemplul unui cărturar care a auzit pe Domnul vorbind cu Saduchei despre înviere, și a venit la el, spune versetul 28, și l-a întrebat, care e cea din tâi dintre toate poruncile? Și Isus îi răspunde, cea din tâi este aceasta, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima, tot sufletul, tot cugetul, toată puterea, iată porunca din tâi. Iar a doua, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cărturalul i-a zis, bine învățătorule, adevărat ai zis că Dumnezeu e unul singur și că nu este altul afară de el și că al iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu toată puterea și a iubit pe aproapele ca pe sine. Este mai mult decât toate arderile de tot și toate jertfele. Iisus a văzut că a răspuns cu pricepere și a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Dar nu i-a spus, tu ai ajuns în împărăția lui Dumnezeu. Era aproape, dar nu era înăuntru și asta e marea tragedie. Marea tragedie. Și omul acesta era în imperiul lui a vorbi sau a spune. Și îl observăm pe omul acesta că era corect din punct de vedere doctrinar. Ceea ce a spus Hristos, asta credea și el. Și era corect. Corect. Știa doctrina, știa Biblia. Și nu vorbea erezii, nu vorbea lucruri ciudate, el vorbea Biblia. Pe lângă asta, că era corect doctrinar, vorbea de Dumnezeu, vorbea de iubire a lui Dumnezeu de iubire aproape lui. Pe lângă lucrul acesta, omul acesta era și un om care știa să aprofundeze Biblia și făcea comentarii pe marginea Bibliei. Cum sunt astăzi unii care pot să vină și să predice, domnule, din orice text din Biblie și să împartă firul în patru sau în opt sau în 12. Știu că eram după Revoluție și nu mai știu cum îl chema pe fratele ăla, dar am auzit că vine un frate român care e doctor în teologie, care a făcut, nu știu, pe la Oxford, nu știu pe unde, vine și predică, era un tânăr. O venit și toată adunarea s-a strâns, cel puțin noi, familia, eram și alții, erau cu gura căscată, bă, să-l auzim cum predică, ăsta e doctor, domnule, în teologie. Uscat a fost, și știți cum a fost, corect doctrinar, așa cum e țiava la pușcă, dar nu e și niciun glonț, nu s-a făcut nimic, absolut nimic uscat, uscat spiritual, nu avea nicio putere. Și am mers acasă așa de dezamăgiți. Și am zis, no, dacă ăsta e doctor în teologie, dă pace. Noi eram obișnuiți cu frații, cu fratele Ila, cu fratele Ghițu, cu alții, care erau atunci. Venea fratele de la Hiria, Ionel și alții și alții și, alții. și eram obișnuiți cu ei, cu puterea Domnului. Și Domnul să ne mai ridice oameni plini de Duhul Sfânt și de putere, fraților. Îl vedem pe tânărul ăsta aici. Nu știu, tânărul o fi fost, cum a fost, oricum, un cărturar, un om cu carte. Omul ăsta era corect din punct de vedere doctrinar și chiar știe să facă comentarii. E un om, să spunem așa, profund în Scriptură, aprofundat în Biblie. Și totuși, un aproape mântuit. Vedeți ce? Domnul i-a spus clar Scriptura, versetele. Din Vechiul Testament, Deuteronom 6. Levetic 19, i-a spus foarte clar lucrurile astea Domnul Hristos. Dar el imediat vine, observați, vine și leagă niște versete și face niște comentarii asupra ceea ce a zis Domnul. Unde scrie că ascultarea face mai mult decât jerfele? Știți, în 1 Samuel, capitolul 15, dacă nu greșesc. Ei, el preia acest verset, mai ia un verset din Osea, din 6 cu 6, și imediat face el aici ceva, așa un comentariu frumos, și Domnul chiar s-a bucurat de comentariul lui. Și zice, Doamne, știi, ai spus adevărat că Domnul e unul singur, că nu e altul afară de el, și că a iubi cu toată inima, tot cugetul, tot sufletul, toată puterea, și a iubi pe aproapele, este mai mult decât toate arderile de tot și toate jertfele. Adevărat ai zis, Doamne. Dar vedeți? Și mă gândesc. Oameni care pot să predice Evanghelia oricând, la orice oră și totul să fie aproape mântuiți. A fost John Tauler, dacă o să citiți istoria creștinismului, John Tauler. Omul acesta are o istorie foarte ciudată. Omul acesta îi, îi uimea, acolo în zona alpilor, îi uimea pe oameni cu predicile lui predici doctrinare, predici bine puse la punct, pe puncte, pe sub puncte. Uh, oricum, în perioada aceea, prin anii 1200, dacă nu greșesc, 1300, atunci uh, predicile au foarte complicate, predicile. Temă, contra, temă, sub, temă, sub, 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 temă și așa, uite, așa mergea o ramificație mare în predică. De, până la urmă nu mai știai care e predică, ce zice, plus că era în limba latină, oamenii nu prea înțelegeau. Ei, omul acesta puțin, puțin a simplificat lucrurile și vorbea mai pe limba poporului și îl iubea oamenii. Dar totuși omul ăsta era un aproape mântuit, nu era creștin, să știți, aproape creștin. Îi uimea pe oameni, mergeau oamenii să-l asculte, se adunau mulțimile, și un om din munți care se numea prietenul lui Dumnezeu, așa îl știau oamenii, un om prin care se făceau vindecări, se făceau minuni, era un om al lui Dumnezeu. Omul acesta a primit la un moment dat o înștiințare de la Duhul Sfânt și a zis Duhul Sfânt așa, du-te în oraș, jos, coboară din munte și du-te, caută-l pe predicatorul acela mare, pe John Tauler și spune că trebuie să se pocăiască. Doamne, bine am auzit, da, bine ai auzit, du-te și s-a dus și a stat și a ascultat predica. Mulțimile erau mai mult uimite decât mișcate. Duhul Sfânt nu-i transforma în interior. De pe buze, din intelect, se năștea predica și fermeca intelectul. Că dacă vine cineva și scoate de aici trei verbe sau trei cuvinte din limbă, din greacă sau din ebraică, imediat, mă ce frumos, mă ce frumos, dar nu te mântuiește. Spunea Sfântul Augustin, adevăr să căutăm în Scriptură, nu vorbire frumoasă. Mulți caută în Biblie vorbire frumoasă. Și a stat omului Dumnezeu în sală și l-a ascultat și a zis ceva, nu e în regulă cu omul ăsta. Ăsta nu-l cunoaște pe Dumnezeu. Dar n-a reușit să meargă în față la marele predicator, pentru că ăsta era înconjurat de preoți, era preot oricum, era înconjurat de preoți, de călugări, de oameni care îl păzeau, nu putea ajunge oricum la el. Știți cum a ajuns în fața lui? A zis: Vreau să mă duc la mărturisire la John Tauler. Și atunci, toți, bun, bine, domnule, înseamnă că ai ceva grav, ceva problemă gravă, te rog frumos, te rog frumos. Și au făcut imediat loc și l-au trimis să vorbească cu marele predicator. Și când predicatorul ăsta, în confesional, a început să discute cu uh, omul din munți, știți ce a început omul acesta să-i spună? Plângând: Ce, domnule, am perioade în viață. Când așa ați de uscat, îs așa de disperat, nu-l cunosc pe Dumnezeu, nu știu ce să fac să ajung în prezența lui Dumnezeu. Mi-ar trebui din Duhul Sfânt și predic despre el și n-am destulă putere, Domnule. Să uită la el predicator, zice așa și eu. l o prins. așa și eu. Zice, auzi, pe mine m-a trimis Dumnezeu ca să-ți vorbesc și-ți vorbește Duhul Sfânt. Dacă vrei să fii omului Dumnezeu și să n-ajungi în iad, uite ce a zis Dumnezeu, renunță la predici și du-te și caută-l în odăiță pe Dumnezeu până îl găsești. După ce l-ai găsit, pornește predica. Și omul ăsta a trebuit să plătească prețul și a stat doi ani și ceva. Și nimeni n-a mai auzit predicile lui și el agoniza undeva într-o odăiță și stătea în post și în rugăciune și citea Biblia și îl striga pe Dumnezeu. Și la un moment dat, spune el, l-am întâlnit pe Dumnezeu și după ce l-am întâlnit, după aceea l-am chemat pe omul din munt și am zis, gata, l-am întâlnit pe Dumnezeu, pornește secerișul, mă duc să lucrez pentru Domnul. Pe și ce să vedeți? S-a dus să predice și s-au adunat mai mulți decât de obicei înainte. Zice, mă, și-o revenit taulă, hai să-l auzim. Și n-a putut să predice decât să plângă și să plângă și să plângă și a plâns și a plâns și nu putea să pornească predica. Și rușinat s-a dus iar și l-a căutat pe prietenul lui din munți și a zis nu știu ce s-a întâmplat. Și a zis omului Dumnezeu, Dumnezeu a văzut că ți-o mai rămas mândrie frate. Mândria aia că cine erai tu, că cine predica, nu ai făcut de minune, acum ești jos de tot, ești merit de Dumnezeu, acum pornești cu adevărat secerișul lui Dumnezeu. Și s-a dus John Tauler a doua oară și atunci au venit puțin să-l asculte, dar cei care l-au ascultat au fost răpunși de Duhul Sfânt în inimă și Domnul a început să facă nașteri din nou, să atingă prin Duhul Sfânt. Și pe omul acesta Dumnezeu l-a folosit la cote înalte. Dar el a fost un aproape creștin, un filozof, un cărturar, ca și ăsta din povestea, din Biblie, din istoria noastră, din seara aceasta. Ne uităm mai mult să vedeți în faptele apostolilor un alt exemplu, și ăsta e foarte interesant. Și ăsta stătea în Imperiul lui Aavia chiar să spunem, a lui Aști, în fapt în 26. Pavel ajunge înaintea lui Agripa și la un moment dat, în versetul 27, el întreabă așa, crezi tu în proroci împărate Agripa? Știu că crezi. Și Agripa i-a zis lui Pavel, curând mai vrei tu să mă îndupleci, să mă fac creștin. În versiunea englezească spune, tu aproape că mă convingi să devin creștin. Dar nu a devenit, măi, împăratul Agripa. Și ne uităm la el. Vedeți? În versetul 1, Agripa a zis lui Pavel, ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel. Și începe Pavel să predice. Și îl văd aici pe un Agripa care ascultă predici. Și am întâlnit oameni, să știți, ortodoxi, catolici, care ascultă predici de ale noastre pe internet. Bă, zice, ceva simt, ceva e așa, ceva așa, ce ascult, ce ascultă predici, dar să aproape mântuiți, aproape convinși. Agripa ascultă predici. Agripa cunoaște istoria evreilor și ăsta nu-i lucru puțin. Înseamnă că știa Vechiul Testament foarte bine, versetul 2 și versetul 3: Mă socotesc fericit în Agripa că mă apără astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile pe care, de care sunt păr de iudei, că tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Asta o spune Pavel. Agripa era un om care cunoștea istoria evreilor. Foarte interesant. Și Pavel începe să-i vorbească și Pavel îi spune de propria sa convertire, cum pe la miază, versetul 13, am văzut, spune el, strălucind prejurul meu și a tovarășilor o lumină din cer. Am căzut la pământ, am auzit o voce, Domnul mi-a zis să mă scol, mi-a zis că m-a ales, mi-a zis că trebuie să mă trimită la neamuri. Și apoi versetul 19, N-am vrut să mă împotrivesc, spune Pavel, vedeniei cerești. Și am început predicarea în Damasc, în Ierusalim, în Iudeia, la Neamuri, într-o parte, în altă parte. Și foarte important, fraților și surori, ne uităm aici și Scriptura ne spune că omul acesta, pe când predica, se ridică Festus și zice, Pavel, tu ești un nebun. Cum nebun? Și vine Agripa, și spune, stai un pic, nu-i chiar nebun. Adică se vedea asta pe mimica lui, pe fața lui, că el era foarte interesat să-l audă pe Pavel. Festul se zice nebun, că vorbea din învierea dintre cei morți. Agripa nu era, era interesat, sorbea cuvintele lui Pavel. Și atunci, în versetul 27, spune, Pavel se uită la Agripa și spune, Crești un proroc împărate Agripa? Știu că crezi. Extraordinar. Ascultă predici, știe istoria poporului evreu, în special Vechiul Testament, și crede în proroci. Culmea, domnule. Și totuși aproape creștin sau aproape mântuit. Și vine Domnul și îi vorbește prin Pavel și spune el, a, curând mai vrei tu să mă înduplești să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile astea, adică voi să n-ajungeți ca mine în lanțuri. Eu vreau să mă opresc la gândurile astea. Tânărul bogat, cărturarul despre care vorbește Marcu 12 cu 28 și Agripa. Sunt trei cazuri din Biblie de oameni care au fost aproape mântuiți, dar n-au fost niciodată mântuiți. Asta înseamnă că undeva acolo în locul de chin, în iad, o să fie oameni care o să spună, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi dracii numele Tău, n-am cântat noi în biserică, n-am predicat noi. Ba da, zice Domnul, voi, 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 Euul vostru era sus. Dacă ați fi spus, n-ai predicat tu prin noi, poate era altfel, dar erau ei. Și Domnul zice: Vedeți exemple de oameni aproape mântuiți. Zic Domnul să se atingă de fiecare dintre noi să fim cu adevărat mântuiți. Sunt versete care vorbesc despre siguranța mântuirii, siguranța salvării. Și ar fi bine, fraților și surori, să luăm Scriptura și să o cercetăm și să ne căutăm locul nostru, unde suntem și Domnul să ne ajute să fim cu adevărat mântuiți. Amin.